Bună ziua, astăzi facem un video despre completarea cu ulei la cutia de viteze. Folosesc motul, nu am găsit castrol. Și completarea cu ulei la axa spate, la transmisie. Folosesc numai castrol. Pentru cutia de viteze am găsit motul. E bun, nu spun că nu e bun, dar nu, eu de obicei folosesc castrol. Uleiul se schimbă la fiecare 90.000 de km și la cutie și la axa spate. La cutie intră 2,2 litri, iar la cutie 1,5-1,6 litri aproximativ. Pentru a verifica nivelul de ulei de la cutie și de la axa spate, o să aveți nevoie de acest adaptor. E un Nimbus de 16, de 14, scuze, de 14, e de 14, vedeți? Și dacă se facă zoom camera, după care aveți nevoie de adaptorul ăsta de la clichet mare, la asta așa aici, după care clichet. Folosesc pentru cutie și aici folosesc pentru axa spate. Singurul lucru în care o să aveți nevoie, o să fie nevoie numai de acest adaptor de Nimbus de 14, acest adaptor pentru clichet mare și cam atât. Haideți că o să merg la mașină și o să vă arăt exact cum desfac la cutie și cum desfac la axa spate. Așa cum am mai spus, o să avem nevoie de un Nimbus de 14. Clichetul aici, verificăm nivelul de ulei la axa spate. Întotdeauna când verificați aici uleiul, întâi desfaceți sus, sau când schimbați uleiul, desfaceți sus, după care dați drumul aici jos, cu același imbus, se desface aici jos, pentru a da drumul la ulei. Dar întotdeauna nu dați drumul jos la ulei, că dacă asta nu se mai desface, o să aveți probleme. Deci întotdeauna desfaceți sus și vedeți dacă merge. Acum eu o să iau uleiul care îl folosesc. Asta e. Așa. Și se completează. Aici se pune până curge. Punem ulei până curge. Când curge, am terminat. Mașina să fie pe plan drept. Se verifică, să știți, din când în când nivelul la ulei, la grup. Vedeți, a început să curgă aici. E plin, în momentul ăsta mă opresc și pun dopul la loc. Pun capacul la loc. Aici când strângeți, nu strângeți tare, în limita bunului simț, da? La mână, nu strângeți tare. Atât. Atât, aici am terminat, întotdeauna verificați și folosiți numai ulei 75W90, dar cel mai indicat ar fi să mergeți la un oil configurator pe internet. Eu folosesc www.oilcastrolfinder
și acolo o să vă ceară datele despre mașina, anul fabricației, tot. După ce puneți datele, o să vă dea exact uleiul pentru transmisie, pentru grup spate și uleiul pentru cutia de viteze. Automat uleiul se schimbă la 90.000 de kilometri sau, nu știu, la 100.000, când schimbați distribuția, o schimb la 90.000. Volkswagen-ul exact așa recomandă schimbarea uleiului la axa spate și la cutia de viteze la 90.000 de kilometri. Deci obligatoriu se schimbă la 90.000 de kilometri uleiul. Nu există ulei pe viață, cum se vorbește că e ulei pe viață. Nu există așa ceva, ulei pe viață la axa spate sau la cutia de viteze. Cum bineînțeles, nici la motor nu e și nici antigelul sau lichid de frână. Și asta se schimbă la 2 ani. Da, am completat nivelul aici de ulei. Acum o să merg în față la cutia de viteze, să filmez și la cutia de viteze, să vedeți că se schimbă uleiul și la cutia de viteze. Deocamdată să pun pe pauză camera. Da, aici o să filmez cu telefonul, care e o panoramă de telefon, dar în fine, o să înțelegeți voi, că nu e atât de greu aici. Aici, la cutie, vedeți, aici, același imbus de 14. Aici aveți șurubul, care desface și verificăm nivelul. Vedeți cardanul cum pleacă în spate, acolo e șurubul, aici, asta e șurubul. Unde se desface și se completează nivelul de ulei la cutia de viteze. La cutia de viteze intră 2,2 litri de ulei, iar pe aici, aici pe jos, vedeți? Aici se schimbă uleiul. Pe aici se completează uleiul pentru ulei la 90.000 de kilometri. 90.000 de kilometri. Trebuie schimbat uleiul la cutia de viteze. Aici. Și aici, pe aici, pe jos, se schimbă. Se dă drumul la ulei. Totdeauna desfaceți sus prima dată și puneți multă vaselină și pe filet la șurub, după ce o puneți la loc, și pe afară, pentru a nu se coroveze. Să fie perfect curat. Vaselina se curăță mult mai ușor. Da, deci la cam asta. Asta trebuie făcut la 90.000 de kilometri. Se schimbă uleiul la case, la cutia de viteze și la axa spate. Folosiți numai un ulei, vă sfătuiesc să intrați pe internet și căutați un oil configurator, adică un configurator pe ulei, și o să vă ceară datele atunci pentru mașina care o aveți, și atunci o să vă recomande tipul de ulei pentru cutia de viteze sau pentru axa spate. Eu folosesc Castrol, nu am găsit de data asta să pun Castrol la cutie și am pus motor, dar e ok, nu e problemă. De obicei folosesc numai Castrol, nu vreau să vă recomand să folosesc numai Castrol, folosiți cum vreți, ce vreți, numai să-l schimbați la timp. În rest, multă sănătate, o să mai fac ceva videouri, o să încep să mai filmez. Sănătate, numai bine!